Bine ați venit la acest video despre fotbal, pentru că mi-e dor de meciurile de fotbal și mă tot uit la chestii care s-au întâmplat în campionatul nostru și am vrut să împărtășesc și cu voi un meci din anul 2001, după cum vedeți și acum pe ecran. Este un meci între FCM Bacău și Faru pentru promovare, 2-1 în tur pentru Faru Constanța. Asta e meciul retur, se juca tur retur atunci. Meci care se disputa după două zile la Bacău și unde oamenii au interzis televiziunii să intre, n-au vrut să-i lase să filmeze meciul și vreau să vă dați și voi cu părerea, o să-mi dau și eu cu părerea în funcție de ce vedem, dacă voi credeți că s-a încercat un aranjament la meciul ăsta. Aștept comentariile voastre și haideți să ne uităm împreună. Îmi cer scuze de acum dacă sunt greșel în clip, dar e primul clip astfel făcut și nu știu cum o să iasă, dar sper să fie totul ok. Ambianță ostilă în preajma stadionului de la Bacău. Televiziunii române nu i s-a permis să transmită meciul decisiv de supraviețuire pe prima scenă fotbalistică a țării dintre formația locală FCM Bacău și cea de pe litoral Faru Constanța. Echipa redacției noastre, trimisă să înregistreze imagini de la această partidă, a fost gardată de polițiști care aveau consemn de a o însoți până la reprezentantul clubului. Aceasta în situația în care accesul carului de reportaj pe stadion a fost blocat cu diverse pretexte. Lipsa unei surse de alimentare contracarată de existența unui grup energetic autonom, imposibilitatea de a asigura accesul în imediată apropiere a arenei, baza fiind în renovare, deși aleile protocolare erau larg deschise și nu în ultimul rând lipsa licenței de transmisie, deși studioul nostru avea toate drepturile cumpărate de la Federația Română. TVR-ul avea drepturile, pe scurt, să filmeze meciul, dar oamenii de la stadion tot găseau o grămadă de scuze, ba că n-avem să vă dăm curent pentru car, ba că n-aveți licență, ba că orice, ca să nu-i lase să filmeze. Incredibil. Și asta era în 2001, țineți minte. Mână de fotbal cu o sumă importantă. Intrați! Observați că erau închiși cu lacătul acolo, au scos lacătul ca să vorbească cu ei, incredibil. Bună ziua! Deci nu puteți filma decât înainte și după meci. În timpul meciului nu puteți filma. De ce? Deci așa e hotărârea Consiliului Administrației. Deci, noi suntem televiziunea română. Da, știu. Știți că noi funcționăm după legea 41. Da, știu. Da? Deci filmați înainte de meci și după meci. Deci nu ne puteți interzice să filmăm după meciului. De ce nu vă putem interzice? Pentru că... De ce nu vă putem interzice? Păi normal că putem să vă interzicem. Imaginile astea sunt ceva, n-ai crede că există. Drepturile noastre, nu le-ați cumpărat la noi drepturile de televiziune, da? Deci regulile sunt clare. Deci nu filmați decât înainte de meci și după meci. Păi organizatorul este... Deci organizatorul suntem noi. Aici, la FCM Bacău, nu poate nimeni, federația nu poate să vândă drepturile de televiziune, așa cum Liga a vândut, numai că noi am fost de acord. Deci dacă vreți să filmați, filmați înainte de meci și după meci. Bine, ok. Mergem fără. Deci, înainte de meci, înainte cu... Facem o regulă. Deci antrenamentul puteți face ce doriți și după meci ce doriți. În timpul meciului nu filmați, pentru că n-ați cumpărat drepturile de televiziune. Asta este. Dar ale cui sunt drepturile? Deci, drepturile de televiziune, drepturile de imagine. Cine are drepturile de imagine? Astea sunt ale clubului, FCM Bacău. Așa cum le-am dat noi la Ligă, când le-am vândut la Ligă și în Liga le-a vândut Prosper Group, așa trebuie să vă adresați nouă să le cumpărați la noi, nu la federație. Bine, am înțeles. Deci, dumneavoastră intrați, fără... Intrați, camerele video, deci filmați înainte ca să nu avem probleme. Ca să vă pun, să pun jandarm ca să vă confiște de camera video. Camerele video cu 5 minute înainte le strângem într-o cameră, da? Cu bază și cu 3 minute înainte de a se termina meciul, vi le dăm, da? Ați auzit să nu pun jandarmul să vă confiște camerele. Adică nu părea nimic dubios, clar, n-avea ce se întâmple din momentul că le-ar confisca. Adică sunteți chiar lângă ele, că le punem aici la cameră. Unde presă, nu? Unde presă, da. Hai, intrați, vă rog. Venim cu cele două jocuri de baraj care s-au disputat în această zi. Este vorba mai precis de returul lor. Haideți să vedem întâi reportajul de la jocul Foresta FC Baia Mare. Întâi,
Păi aveți două reportaje? Au fost două meciuri, sigur că da. Păi și de unde aveți al doilea? De la Bacău, după bloc. De pe bloc? De pe bloc. Blocul NATO. Am fost dibași, ne-am urcat pe blocuri, dacă așa a fost, dar vorbim la momentul respectiv. Zon? Au filmat de pe bloc. Din păcate, vine acest Bravo. Consiliul de administrație al clubului FCM Bacău a interzis transmiterea de imagini de pe stadionul din localitate de la partida pentru promovarea în divizia dintre FCM Bacău și Farul. Așteptăm cu interes momentul în care oficialii clubului Bacăuan vor decide să schimbe legile acestei țări. Până atunci, în condiții de semi-ilegalitate, Emil Hosulongin și Doru Lepădatu vă oferă imagini de pe stadionul din Bacău, de la partida dintre FCM și Farul Constanța. Au, televiziunea a filmat de pe bloc. Eu nu știu cum de... sau poate s-a mediatizat atunci, am uitat, dar imaginile astea mi se par aur. Le găsiți pe pagina de YouTube a Replay. O să vă pun un link în descriere și o să pun de unde i-am luat clipul. Fabuloase imaginile. Țineți minte, a fost 2-1 pentru Bacău, pentru Farul, la Farul acasă în tur, și acum e returul de la Bacău. După ce am trecut dincolo de baricadele aranjate ca într-un decor de teatru, ne-am instalat pe terasa unui bloc din apropierea stadionului, de unde am putut admira atmosfera de zile mari pe care au dat-o evenimentului miile de suporteri băcăuani, dar și numeroasa galerie venită de pe litoral. Colegul nostru de la ProTV, Iulian Nedelcu, cel cu camera, a fost scos din teren fără drept de replică. Aceea soartă am fi avut-o și noi dacă nu găseam soluția autoexilării aproape de noi. Se anunța o adevărată sărbătoare, deși se simțea tensiunea creată de suspansul confruntării propriu-zise. Să mai lămurim un lucru. Eram în 2001 și atunci nu prea erau telefoane mobile, de-aia goneau cameramanii. Pentru acum degeaba ar goni cameramanii pentru că ar filma cu telefonul, dar în 2001 nu exista atâta tehnologie și s-au gândit că nu o să vadă nimeni ce se întâmplă acolo. În minutul 12, gazdele reușesc să deschidă scorul. O lovitură liberă de pe partea dreaptă, executată de Ciobanu și Raț, cu capul, trimite balonul în plasa porții Constanțene. 1-0 pentru Bacău. 1-0 pentru FCM Bacău, scor cu care s-a încheiat și prima repriză. 1-0 la pauză. Țineți minte, în tur a fost 2-1 pentru Farul. Acum e 1-0 pentru Bacău la pauză. Să vedem ce se întâmplă în repriza a doua. În minutul 70, spiritele se încing în urma unui 11 metri acordat la o fază dubioasă de centralul Marian Dorobanțu. La o lansare în adâncime, Voicu, în încercarea de a degaja, a lovit în față cu mingea un adversar. În urma deciziei arbitrului de centru, Farul a vrut să iasă de pe teren. 4 minute meciul a fost întrerupt, dar Petre Grigoraș și delegatul Constantin Gache i-au convins pe jucătorii constanțeni să revină pe teren. Radu penalti inventat. Reușit să transforme penaltiul și Bacăul conducea cu 2-0. 2-0. 7 minute mai târziu, la o fază periculoasă, o pătrundere a lui Codreanu pe dreapta, o pasă excelentă la marginea careului mic, de unde Bădoi trimite în bara din stânga portarului. Prima ocazie importantă a Farului s-a consemnat în minutul 80, atunci când constanțenii au reușit să și înscrie. O centrare în careu, Mihai Liviu a lovit balonul cu capul, Anton a respins și din 5 metri a băluță a dus meciul în prelungiri. 2-1 și a urmat prelungirile. Începe nebunia. Și în ultimul minut de joc, portarul gazelor a fost depășit în afara careului. Un jucător de rezervă a intrat în teren pentru a bloca. Ați văzut, a ieșit un jucător de pe margine care se încălzea, a intrat și a vrut să... Uitați-vă la fază, e ceva... Centrarea, atacanții albaștrilor s-au bâlbâit surprinși de această apariție, iar arbitrul Marian Dorobanțu s-a făcut că nu vede ceea ce se putea vedea de la o poștă. O astfel de fază nu a mai fost transmisă niciodată de niciun studio de televiziune din România. Vă voi vedeți...
că omul ăla a intrat în teren. Centralul Dorobanțu și-a făcut în continuare simțită prezența pe teren, acordând fault la o alunecare în favoarea gazdelor, deși se vede clar că Băcăuanul nu a fost jenat, ci pur și simplu s-a dezechilibrat. Arbitru se afla la 10 metri de fază și putea să se dumirească fără un efort deosebit, mai ales că lovitura liberă de la marginea careului, foarte periculoasă, putea stabili un rezultat final nedrept. Pe parcursul a mai multor reprize scurte de ploaie, nu s-a mai întâmplat nimic, deși la o fază în aceea zonă de teren, constanțenilor li s-a refuzat o lovitură liberă care s-ar fi cuvenit la o secerare asupra unui atacant în timpul unei manevre de centrare. Dorobanțu se miră și el la oasă. Deci aici nu a dat fault, i-a luat piciorul. Uitați-vă încă o dată. Păi, nu se... Păi cu... Ba, mamă. ...de intrare, dar nu acordă nimic. Am înțeles în fine de ce am fost sistematic obstrucționat să transmitem imagini de la acest meci. Un alt atacant, Constanțean, a fost pur și simplu luat de gât în careul advers, dar arbitrul de centru s-a făcut că nu vede nici acest faul. Mai zic ceva, l-a luat de la, aproape că l-a sugrumat și l-a dat jos în careu și n-a fost faul. Băi, ceva, wow. Trebuie vă dați seama cum era campionatul în 2001? În finalul partidei, jucătorii băcoani au cedat psihic și nu au putut înscrie nici din situația de singur cu portarul. Reprizele de prelungire nu au schimbat tabela de marcaj și nici echilibrul celor două manșe. S-a ajuns la loviturile de departajare. Pentru Băcăuani au ratat în final Codreanu și portalul Anton, în timp ce de la Constanțeni, Cristi Neagu, Liviu Mihaiu, Abăluță și Semin au transformat penaltiurile cu siguranță și au reușit să o mențină pe Farul Constanța în divizia și să-i trimită pe Băcăuani. Și totuși, Farul s-a dus mai departe, adică a promovat cu toată implicarea arbitrului pentru cei din Bacău și cu tot ce s-a întâmplat. Totuși, Bacău a retrogradat. Meritat, zice, după ce am văzut aici, n-ai cum să faci așa ceva. Și să auzim și reacțiile oamenilor din studio de după meci. În eșalonul secund. Permis să le mulțumesc pentru performanța lor, colegilor mei. Dorule Pădat, un maestru al imaginii de televiziune. De la el au învățat aproape toți operatorii care acum filmează fotbal în România și Emil Hosolongin, care totuși ne-au adus aceste imagini la Fotbal Show. Domnilor, până la momentul respectiv, opinia publică devenise foarte favorabilă Bacăului. Ceea ce au făcut conducătorii Bacăului și sportivi și cei care se ocupă de fotbal, este o gravă eroare. Și i-au crispat și pe proprii jucători. I-au făcut vinovați înainte de a fi. Și fără să fie. Îl avem la telefon pe domnul Gheorghe Chivorchean. Bună seara, domnul Chivorchean. Nu știm dacă ați urmărit emisiunea, cel puțin de când a început episodul. Ce să mai ziceți, domnul Chivorchean, cu orice ați zice e în zadar. Aștept și părerile voastre, cum vi s-a părut meciul ăsta, cum vi s-a părut, cum vi se pare acum ce se juca în 2001, cum se umbla la arbitraje, că e clar, că, adică faultul ăla care l-a secerat și penaltiul ăla, clar, nu aveai cum să nu-l vezi, deci clar se umbla la arbitri în 2000. Aștept comentariile voastre, chiar sunt curios. Și dacă aveți alte meciuri despre care vreți să vorbim sau meciuri interesante din fotbalul mondial, meciuri frumoase ale României, ale echipelor de club, meciuri din străinătate,
pentru că mi-e dor de fotbal și vreau să mai fac clipuri. Aștept să-mi dați comentarii, link-uri. Mersi că v-ați uitat, v-am pupat.